Cei ce iubesc mântuirea Domnului să spună fără încetare, mărit să fie Domnul. Amin. A Lui se cade să fie adusă toată lauda, toată slava, toată cinstea, că Cel este Domnul Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. El este Dumnezeu din veșnicia trecută, în prezent este Dumnezeu și în veșnicia viitoare rămâne Dumnezeu, Cel Sfânt, Cel Neprihănit, Cel ce este lumină, numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Astăzi, pe data de 14, luna aceasta, iulie, Biserica Domnului se bucură de o sărbătoare pe care Dumnezeu a pregătit-o și a rânduit-o El. Doar ne integrăm în planul acesta lui Dumnezeu de sărbătoare și îi mulțumim că ne-a ținut în viață la această sărbătoare, lăudat fie Domnul. Amin. Mulțumim Domnului că Dumnezeu s-a folosit de frați, s-a folosit de slujitorii locali, și iată-mă și pe mine între dumneavoastră, pe aici am un safir, să mă bucur împreună cu dumneavoastră că Dumnezeu și arată dragostea față de oameni și în vremea aceasta binecuvântat să fie numele. El face să răsară soarele peste cei buni și peste cei răi. El dă ploaie ca să dea pământul rod și pentru unii și pentru ceilalți. Dar tot El, Dumnezeu, dă mântuire în dar și fără plată, mărit să fie Domnul. Și mulțumim că aici, în zona aceasta, ca și celelalte pe fața Pământului, Dumnezeu și arată bunătatea și, în mod special, mântuind oamenii. Domnul să fie lăudat în privința aceasta. Fiind în locul acesta, preiubiții mei, când era Domnul Iisus Hristos pe pământ, El spunea următoarele cuvinte, că dacă doi sau trei se adună în numele Meu sau pentru numele Meu, Eu voi fi în mijlocul lor. Și noi credem că Domnul Iisus Hristos este aici. Amen. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu nevăzut, este nemuritor, dar El este Dumnezeu, a Lui să fie slavă. Amen. Aș dori să citesc în cartea Domnului un om neprihănit pe când trăia pe pământ, a rostit niște cuvinte care vă sunt cunoscute unora, iar altora probabil le-au zis pentru mine prima dată în cartea lui Iov. Un bărbat care și-a trăit neprihănirea pe pământul acesta, spune cuvântul Domnului în capitolul 9, versetul 10. El, Dumnezeu, face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. Și faptul că astăzi sunt trei persoane îmbrăcate în haine albe, gata să intre în apa botezului, să fac parte din minunile lui Dumnezeu. Că suntem aici toți împreună și în viață, e o minune a lui Dumnezeu. Și spune mai departe în versetul 11, iată, zicea Iov, iată El trece pe lângă mine și nu-L văd, se duce și nu-L zăresc. Și El în ziua aceasta trece pe lângă noi și dorim ca cuvântul acesta care se vestește și s-a vestit să rămână în inima noastră. Căci cuvântul este Iisus Hristos, Domnul vieții, numele Lui să fie binecuvântat. În cuvântul Domnului s-a citit astăzi de dimineață, mai de dimineață, din cartea aceasta Faptele Apostolilor despre un om al lui Dumnezeu pe nume Filip. Unul dintre cei aleși plini de Duhul Sfânt și plini de credință. Și oamenii plini de credință și plini de Duhul Sfânt, Dumnezeu comunică cu ei și îmi doresc să comunice cu fiecare dintre noi. Prin Îngerul Domnului, Domnul a găsit cu cale să vorbească lui Filip și să-l învețe, să-i spună ce trebuie să facă. Și foarte receptiv omul acesta ascultă de Îngerul Domnului și pleacă în direcția care i s-a spus. Fratele Florin amintea deja lucrurile acestea. Când ajunge pe drumul acela și vede carul, Duhul Domnului îi spune lui Filip, du-te, și ajunge carul acesta și Filip a alergat. Ajungând în dreptul carului, a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Vedeți dumneavoastră, ne-am adunat și noi aici. Înțelegeți dumneavoastră ce a fost citit până acum? Înțelegeți dumneavoastră scopul și rolul cântărilor și a poeziilor până acum? Înțelegem noi oare scopul de ce sunt aceste femei îmbrăcate în haine albe și pentru noi, pentru unii dintre noi, o mare sărbătoare, cât și pentru ele. Și mai mult decât pentru noi, până și în cer la Dumnezeu este sărbătoare, așa citeau frații noștri din Scriptură. Înțelegem noi lucrul acesta?
Vedeți dumneavoastră, una din marile probleme este că oamenii trăiesc pe pământul acesta și unele lucruri le înțeleg, altele nu le înțeleg. Și când nu se înțeleg anumite lucruri, cine are de pierdut este acela care nu înțelege. Și de multe ori stăm cu copiii de vorbă și le spunem sau le-am spus, măi băiete, asta faci, asta nu faci, nu-i bine asta. Și nu înțelege și face răul și trebuie sancționat, disciplinat pentru răul care îl face. Și apoi înțelege și își dă seama și zice, măi, mai bine era dacă ascultam de tata și de mama. Fie dar ca în vremea aceasta să ascultăm și noi de Tatăl cel Ceresc. Amin. Cuvântul Domnului spune prin Domnul Iisus Hristos când era pe pământ în Evanghelia după Matei, la capitolul 13, rostea Domnul o pildă și citesc versetul 3. El, Domnul Iisus, le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis, iată semănătorul a ieșit să seamene. Pe când semăna el o parte din sămânța a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. Semănătorul acesta nu s-a dus la capătul holdei să-și seamene grâul acolo, să seamene ce avea de semănat. El a semănat în holda lui, în bucata aceea de pământ, dar a ajuns sămânța și la margine. Și iată ce se întâmplă cu sămânța aceasta când Domnul Iisus Hristos târguiește această pildă, o explică, el spune în versetul 19. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu îl înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Îmi doresc ca toți care sunteți dumneavoastră aici, cu privire la cuvântul Domnului și cuvântul împărăției, să înțelegeți cuvântul și mergând acasă să meditați la el. Nu cumva să vină cel rău, adică diavolul, să răpească cuvântul și să rămâneți fără sămânța aceasta. Omul acesta, famenul acesta etiopian, nu înțelegea nimic a ce citește, dar citea. Nu s-a oprit, dacă nu înțeleg, nu mai citesc. Am fost receptiv la ce spunea fratele Alin aici, că surorile, în special spre bunica dumnealui, spunea că a venit mereu aici. Ei, prin citirea Scripturii și părtășie cu frații împreună, Domnul este cel care le deschide mintea ca să înțelegem Scripturile. Și îmi doresc, dragii mei, așa cum amintea și fratele Florin, să punem mâna să citim Scriptura. Într-o împrejurare găsim scris în Evanghelia după Luca, la capitolul 24, că ucenicii Domnului erau după înviere cu el și pe când stătea de vorbă și li s-a arătat din nou, spune versetul 45. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Prezența noastră în jurul Evangheliei, prezența noastră în legătură frățească în prezența Domnului aduce momentul în care Domnul Iisus Hristos ne luminează mintea ca să înțelegem Evanghelia. Și fie momentul și astăzi ca El, Domnul, să ne ajute să înțelegem Scriptura. Omul acesta care n-a înțeles nimica din Scriptură, când l-a văzut pe Filip că-i în dreptul lui și îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Îi spune că nu înțelege. Cum aș putea să înțeleg? Avea nevoie de cineva care să-l ajute. Dragul meu, ca să înțelegem Scriptura avem nevoie de cineva care să ne-o tâlcuiască, să ne-o explice, să ne vorbească din ea. Dar ca să putem ajunge la faptul acesta, e nevoie să auzim cuvântul și e nevoie să-l citim cuvântul. Și citirea cuvântului se face într-o casă ca și aceasta, citirea cuvântului se poate face și acasă, iar auzirea Evangheliei, dragii mei, nu o să o găsiți niciodată pe stadioane, nu o să o găsiți niciodată la restaurante, dar totdeauna vestirea se va face într-o casă, acolo unde este chemat numele Domnului, ca și aceasta, loc unde se vestește Evanghelia, Dumnezeu să vă ajute să fiți totdeauna prezenți. Știți cuvântul Domnului aici? Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Când Filip s-a urcat în car, n-a început să discute problemele politice sau economice sau militare a vremii de atunci, cei mai prin Etiopia, cei mai la Ierusalim. Nu aceasta a fost punctul de bază a discuției lor. Nu aceasta îi preocupa în vremea noastră. Aceasta este un subiect de vârf. Pe omul acesta îl interesa să explice cineva ceea ce a citit. Că el citea într-o carte pe care a luat-o de la Ierusalim, de la templu, și nu pricepea prea bine ce scrie acolo.
Și spune Scriptura, locul din Scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas, înaintea celui cel tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Cu aceste cuvinte vine famenul înaintea lui Filip și spune, aici de cine e vorba? Despre cine vorbește? Și omul acesta, Filip, omul lui Dumnezeu, când vede lucrul acesta, începe, spune versetul 35, atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. În locul acesta, așa cum spune Petru, cine vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și aici avem ocazia să auzim despre Domnul Iisus Hristos. Aici avem ocazia să auzim despre Fiul lui Dumnezeu. Aici ne dăm și noi silințele să mărturisim oamenilor că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, a Lui să fie slava în veci. Trimis pe pământul acesta de Dumnezeu ca să se împlinească planul Său dinainte hotărât, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică, binecuvântat să fie numele Domnului. Dacă este doar puțin să privim în Scriptură, ce spune prorocul Isaia în capitolul 53, de unde citea famenul etiopian, spune cuvântul Domnului următoarele lucruri. Versul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Cuvinte privitoare la persoana Domnului Iisus. Mai departe spune despre el. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre. Rețineți, vă rog, când citim cartea aceasta, capitolul 53 din Isaia, ne vorbește despre persoana Domnului Iisus Hristos, care a trăit pe pământul acesta și așa cum citesc în versetul 5, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, pentru păcatul meu și pentru păcatul dumneatale, pentru păcatele noastre, El, Domnul Iisus Hristos, a fost străpuns. Famenul nu înțelegea lucrurile acestea, dumneatale înțelegi? Că Scriptura nouă ne vorbește că Domnul Iisus Hristos a purtat păcatele noastre, era străpuns pentru păcatele noastre, pentru vorbele rele, pentru faptele rele, pentru gândurile rele, pentru acțiunile păcătoase și pline de rușine care omul le face pe pământul acesta. El, Domnul Iisus Hristos, a fost străpuns pe cruce pentru păcatul dumneatale și pentru păcatele întregii omenii. Și mai departe spune, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Pedeapsa care trebuia să cadă peste noi a căzut peste El și acum noi avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și prin rănile Lui El este Acela care vindecă și ne-a vindecat și pe noi. Binecuvântat să fie Domnul! Citesc mai departe. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. E, dragii mei, dacă este vorba să mă opresc în dreptul dumneavoastră, surorilor îmbrăcate în haine albe, rătăcea, a fost o vreme de rătăcire de la fața Domnului, ca niște oi. Dar îi mulțumim Lui Dumnezeu că El l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos și v-a chemat la El. Prin Evanghelie, prin cuvânt și mulțumim Domnului că v-a dat înțelepciune să înțelegeți lucrul acesta, binecuvântat să fie Domnul. Ceilalți înțelegem lucrul acesta și spune aici Scriptura, El a fost luat prin apă, când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele, pentru păcatele poporului? Dumneavoastră credeți că Domnul Iisus Hristos a fost osândit și dus la moarte și a murit pentru păcatele noastre, pentru păcatele dumneatale?
Oamenii nu pricepea despre ce e vorba acolo, dar Filip îi spune, măi omule, pentru păcatele tale Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce. Spune aici Scriptura, el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele dumneatale și pentru păcatele mele. Credeți lucrul acesta? Filip stă și privește ca și dumneavoastră. Nu știu ce gândiți dumneavoastră, dar știu ce spune Scriptura. Că dacă este să mă opresc asupra cuvântului pe care Apostolul Pavel îl spunea bisericii din Corint, el a spus următoarele. Noi propovăduim pe Iisus Hristos cel răstignit. A fost răstignit și a murit pentru păcatele noastre, ca noi să nu mai murim. Că plata păcatului e moartea și pentru păcatul meu trebuia să mor. Dar a venit el și a plătit moneda. Și-a dat viața în locul meu ca eu să trăiesc și să moară el. Ca să nu ajung într-un loc de chin, într-un loc de suferință, ci să pot să mă bucur de o cale care duce în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută să mergem pe ea. Spune cuvântul Domnului Apostolul Pavel bisericii din Corint în capitolul 2, întâia sa epistolă, nu doresc să știu altceva între voi decât pe Iisus și pe El răstignit. De aceea și cântarea, și poezia, și îndemnurile și predicile fraților s-au accentuat și în mijlocul lor ca persoană a ieșit în evidență Domnul Iisus Hristos care a murit pentru păcatele noastre. Când era pe pământ, Domnul a rostit câteva cuvinte care aș dori să le citesc, să le cunoaștem, să le auzim și spune Scriptura în versetul 17 din Marcu 2 astfel. Pe când stătea Domnul Iisus cu câțiva oameni cu vame și cu păcătoșii la masă în casa lui Levi, oamenii din jurul lui, cărturarii și farisei, au început să zică, uite că stă și mănâncă cu vame și mănâncă cu păcătoșii la masă. Și Domnul Iisus când i-a auzit, spune Scriptura astfel, Iisus când a auzit acest lucru le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință, nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. De ce a venit Domnul Iisus pe pământul acesta? Scopul Domnului Iisus a fost ca venind pe pământul acesta să cheme la pocăință pe cei păcătoși. Și dacă dumneatale soră sau frate sau stimat ascultător te găsești printre cei păcătoși, venirea Domnului pe pământul acesta a fost să te cheme la pocăință. Și el spunea, citești și lucrul acesta, Marcu capitolul 1, versetul 15, el zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Doamne ajută! Vedeți dumneavoastră, pe când predica Filip lucrurile acestea acelui famen, inima lui, mintea lui a început să se desfacă, să înțeleagă lucrurile acestea, că de fapt Domnul Iisus a venit pentru dumneatale și pentru mine pe pământul acesta, pentru niște păcătoși ca noi, ca să ne mântuiască de păcate. Că Dumnezeu a spus următoarele cuvinte. Citesc în Ioan capitolul 3, versetul 17. Un cuvânt unde spune Scriptura astfel. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Dacă este să ne punem întrebarea ce înțelegem noi prin mântuire, până și dicționarul limbii române ne spune iertare, salvare, eliberare și aceasta a venit să o aducă Domnul Iisus Hristos să ne ierte, să ne elibereze, să ne salveze de păcat, numele Lui să fie binecuvântat. Iertat de păcat, salvat de păcat, eliberat de păcat, adică păcatul nu mai locuiește în mine, ci în mine dorim să locuiască în noi toți Iisus Hristos, Domnul vieții, numele Lui să fie slăvit. Pentru că cel care iartă păcatele, citesc un cuvânt pe care l-a rostit Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, versul 3. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Jertfă pentru păcat.
Moneda plății păcatului nostru a fost persoana Domnului Iisus, care a murit pentru păcatele noastre. Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. De aceea, aveți credință în Dumnezeu, spunea Domnul Iisus când era pe pământ. Aveți credință în mine. Doamne, ajută la aceasta! Domnul Iisus Hristos a mai venit cu un scop pe pământ. A venit să mântuiască pe cei păcătoși, da? Dar citesc tot la Marcu, capitolul 2, versetul 10. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Fiul omului, adică Domnul Iisus Hristos, este cel care are putere să ierte păcatele pe pământ. Recitesc. Să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Și mulțumim lui Dumnezeu. Ei, dragii mei, a venit Domnul Iisus Hristos să ne vorbească despre pocăință, a venit Domnul Iisus Hristos să ne ierte păcatele și mulțumim că a coborât pentru noi niște oameni păcătoși pe pământul acesta, numele Lui să fie binecuvântat. Vedeți dumneavoastră, se citea aici din Matei capitolul 3 despre Ioan Botezătorul, acolo ne vorbește cuvântul Domnului și spune, hai să citim în câteva versete și din ceea ce propovăduia Ioan Botezătorul. Spune acolo cuvântul Domnului, versetul 5, locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate prejurimile Iordanului au început să iasă la el. De ce au ieșit la el? Pentru că Ioan spunea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și oamenii când au auzit despre pocăință, au dat năvală să vadă ce le spune omul acesta. De aceea, stimați ascultători, dați năvală acolo unde se propovăduiește pocăința. Când și Ioan Botezătorul și Domnul Iisus Hristos spunea, pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. Doamne, ajută să ne pocăim. Să înțelegem chemarea aceasta. Locuitorii ieșeau afară din toate împrejurimile, mergeau la Iordan și spune Scriptura, și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Ce făceau oamenii? Își mărturiseau păcatele. Aveau nevoie de un cuget curat, de o conștiință curată. Și cel ce iartă păcatele este Domnul Iisus Hristos, citeam noi, că El are putere să ierte păcatele pe pământ. Și venim înaintea Lui și ne mărturisim păcatele, așa cum ne învață omului Dumnezeu, psalmistul David din psalmul 32, el spune următoarele, un om pământean ca și noi, versul 5, atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea, am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și omul acesta, David, a început să-și mărturisească fără de legea înaintea Domnului. Și după ce și-a mărturisit fără de legea, spune David, și tu ai iertat vina păcatului meu. Cine i-a iertat-o? Domnul. Cine iartă vina păcatului nostru? Domnul care a venit pe pământul acesta să ierte păcatele, mărit să fie Domnul. Amin. Îi mulțumim că a iertat și vina păcatelor acestor surori. Domnul fie lăudat. Și a mai spus Domnul ceva. Mai citim așa, subțin prin Scriptură, telegrafic, în Matei capitolul 11, spunea Domnul Iisus Hristos, striga puternic, versetul 28, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Cum? Trudiți, împovărați pentru trup? Odihna este așezându-l în pat. Doarme câteva ore omul și apoi se reface organismul și iar la muncă. Dar pentru suflet, pentru conștiință, pentru păcatele care te apasă, pentru fără de legile înfăptuite, pentru infidelitatea care ai dat dovadă în viață și în familie, cine-ți poate liniști conștiința? Cine-ți poate ridica povara? Cine poate să aducă iertare de păcate? Unul singur, Domnul Iisus Hristos, care a venit pe pământ să ierte păcatele și să aducă pocăința, binecuvântat să fie numele. El a spus, veniți la mine, toți cei trudiți cu conștiința apăsată, toți cei împovărați de păcate și eu vă voi da odihnă, că este singurul care poate da odihnă, numele Lui fie lăudat. Vedeți dumneavoastră? Noi trăim o vreme, ca și mulți alții dinaintea noastră, în care am putut să tragem o concluzie.
Pentru păcatele noastre nimănui nu-i pasă. Niciun lider politic nu spune am o soluție pentru păcatele dumneatale. Niciun filozof sau un medic nu vine să spună am o rezolvare pentru păcatele dumneatale. Niciun lider militar nu-l interesează de păcatele oamenilor. Pe cine-l interesează? Îl interesează pe unul singur și acela e Dumnezeu. Care vrea să-ți ierte păcatele. Care vrea să te facă părtaș harului său divin. Numele Domnului să fie lăudat. Dragii mei, doar scurt aduceți-vă aminte de Iuda. Știm toți despre el care l-a vândut pe Domnul Iisus. Citesc în Matei 27 următoarele cuvinte ca să fie citite din Scriptură aceste lucruri. Iuda a fost omul care la un moment dat și-a dat seama că a păcătuit. Și citesc în versetul 4. S-a dus Iuda și spune, citesc și versetul 3 să fie o înțelegere. Atunci Iuda vânzătorul când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei 30 de argiți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis, am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. Și preoții de atunci și oamenii de atunci din perioada aceea, bătrânii cetății, au zis lui Iuda, ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei, treaba ta. Vă rog, rețineți, oamenilor nu le pasă de păcatele dumneatale. Dar celui care îi pasă de dumneatale și de păcatul dumneatale, repet, este Tatăl cel Ceresc. Care l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să ne mântuiască de păcate, să ne ierte de păcate, să ne spună veniți la mine toți cei trudiți și împovărați cu o conștiință murdară, cu un suflet pătat, că numai la El se găsește iertare, spălare în sângele Mielului, numele Lui să fie binecuvântat. Și Domnul Iisus Hristos mai spunea câteva lucruri când era pe pământ. Le mai citim și acestea pe care le găsim scris în Evanghelia după Luca, după Ioan. Spunea Domnul Iisus Hristos când era pe pământ în capitolul 14, versetul 15 astfel. Dacă mă iubiți și veți păzi poruncile mele, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângăitor care să rămână cu voi în viață. Și spune mai departe și anume Duhul Adevărului. Adică a venit Domnul Iisus pe pământul acesta să ne ierte de păcate. A venit pe pământul acesta să ne vorbească despre pocăință. A venit pe pământul acesta să ne spună că ne ridică povara și conștiinței noastre, dar nu vrea să rămânem oricum, ci vrea ca în inima noastră să locuiască Duhul Adevărului. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, îi făgăduința Lui și îi mulțumim că îl revarsă și în vremea aceasta, fie dar ca Duhul Sfânt să umple inimile noastre. Și apoi nu s-a încheiat. Domnul Iisus Hristos a mai spus încă ceva. Și citesc aici ce spunea Domnul Iisus Hristos. Ați auzit că v-a spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Domnul Iisus a mai făcut o făgăduință. Planul lui Dumnezeu nu înseamnă doar să ne pocăim, să fim iertați de păcate și să fim botezați cu Duhul Sfânt. Nu numai atât. Sunt foarte importanți pașii aceștia, sunt vitali și necesari. Dar El a spus, mă duc și mă voi întoarce. Și mai mult decât atât, mai explicit Domnul vine și spune astfel, în Ioan 14 cu versetul 3, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Adică unde? În împărăția lui Dumnezeu, Doamne ajută să ajungem acolo. De aceea a venit Domnul să ne mântuiască de păcate, să ne ierte. De aceea a venit Domnul să ne vorbească despre pocăință. De aceea a venit Domnul să ne spună că El ridică povara vieții noastre. De aceea a venit să ne spună că prin sângele Lui găsim iertare, spălare de păcate. A venit să ne spună că ne va umple de Duhul Său cel Sfânt în urma curățirii. Și a venit să ne mai spună Domnul Iisus Hristos că după un anumit timp El se va întoarce la noi, ne va lua și ne va duce să fim cu El împreună, Doamne, ia de ziua aceea. Vom fi împreună cu părinții noștri care au plecat la Domnul, vom fi împreună cu apostolii Domnului, vom fi împreună cu martirii Domnului, dar cel mai frumos este că El va fi în mijlocul nostru, Marele Păstor, numele Lui să fie lăudat. Ei, dragii mei, când auzim lucruri de acestea, fie ca Domnul să ne deschidă mintea să iubim Împărăția Cerului, să o înțelegem și să o căutăm. Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu, și neprihănirea Lui, Doamne ajută!
Nu se poate ajunge în împărăția lui Dumnezeu fără o viață de neprihănire. De aceea, haideți, dragii mei, într-o vreme ca aceasta, să citim Scriptura, să rugăm pe Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să o înțelegem și putere să o împlinim. Doamne, ajută! Și a mai spus Domnul Iisus un cuvânt. Alături de acestea amintite așa scurt, spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei la capitolul 28. După înălțarea la cer, Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit cu ucenicii și a spus în versetul 18. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. De ce sunt îmbrăcate aceste persoane în haine albe? Au înțeles și pocăința, au înțeles cine iartă păcatele, au înțeles cine ridică povara, au înțeles cine dă Duhul Sfânt, au înțeles cine a făcut promisiunea că vin să vă duc acasă la mine, dar au înțeles și porunca aceasta de a fi botezați în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, prin credință. Și recitez: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și nu s-a încheiat, stimate surori. De astăzi încolo, vă rog să rețineți, nu s-a încheiat. De astăzi încolo spune mai departe: și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. În continuare veți primi învățătură mai departe, să împliniți porunca Domnului, așa să vă ajute Domnul. Și nu numai atâta, spune cuvântul Domnului: și iată că eu sunt cu voi toate zilele. Să nu uitați, surorilor, în orice clipă a vieții dumneavoastră veți trece, Domnul este cu dumneavoastră în toate zilele, până la sfârșit. Mărit să fie Domnul! Ei, dragii mei, dacă așa stau lucrurile, și Domnul a vorbit lucrurile acestea, înțelegem noi că Dumnezeu ne cheamă în urma auzirii cuvântului prin credință și la acțiune. Famenul etiopian a auzit vorbindu-se despre Domnul Iisus prin Filip, care i-a predicat Evanghelia. A început de la cartea prorocului Isaia și a început să-i vorbească despre Domnul Iisus. Că de fapt Domnul Iisus Hristos a dat și porunca botezului. Mai citim în Evanghelia după Marcu următoarele cuvinte și acestea. Și Domnul spune astfel, în versetul 15. Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Asta e porunca Domnului. De aceea se propovăduiește Evanghelia, că Dumnezeu a dat această poruncă. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, mărit să fie numele Domnului. O, dragii mei, mântuit, salvat, da, de lumea păcătoasă, eliberat de stare păcătoasă, da. Fie ca Dumnezeu să ne mărească credința. Un poet de cântare spune următoarele cuvinte: credința mea eu o zidesc pe cuvântul sfânt și ceresc. Altceva trece ca spuma, dar ce rămâne? Rămâne Evanghelia Domnului, care e putere de mântuire a celui ce crede. Fie ca numele Domnului să fie lăudat. Dragii mei, omul acesta, famenul etiopian, a auzit cuvântul Domnului. Și când a ajuns să vadă apa, îi spune lui Filip: uite apă! Ai spus că o poruncă a Domnului este să ne botezăm, uite apa! Ce mă împiedică să fiu botezat? Filip, gândesc eu în mintea mea, s-o fi uitat lung la el. Păi nu te împiedică nimic, anuma crezi din toată inima? Și citesc ce spune aici. Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Dumneavoastră credeți din toată inima, surorilor? Domnul să vă binecuvânteze. Deci se poate, pentru cel care crede din toată inima, se poate să găsească iertare de păcate, se poate să găsească împărăția lui Dumnezeu, se poate să găsească făgăduințe sfinte și mai mult decât atât se poate să intre în apa botezului. Și spune aici Scriptura astfel, famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. La început n-a înțeles nimica. La început citea din cartea prorocului Isaia și nu înțelegea nimic. Era ca sămânța căzută la marginea holdei. N-a priceput nimic și dacă mergea acasă, mergea diavolul și fura sămânța. Dar Dumnezeu l-a trimis pe Filip acolo
ca să înțeleagă ce citește, ca sămânța să aducă rod și să rămână spre slavă lui Dumnezeu și pentru noi o mărturie. Fie Domnul binecuvântat! Și acum mai citesc un cuvânt în Cartea Romanilor. Spune cuvântul Domnului la capitolul 10 următoarele cuvinte, versetul 9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Este nevoie să crezi, este nevoie să mărturisești. Și sunt prea mulți care zic și eu cred în Fiul lui Dumnezeu, și eu cred în Domnul Iisus Hristos, și eu, și eu, și eu. Dar vă rog, rețineți, citesc. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, dumneata le-l mărturisești ca Domn sau doar că crezi în existența lui Dumnezeu? Pe paginile Sfintelor Scripturi, fără să mai citesc, aduceți-vă aminte, este un personaj biblic pe care oamenii l-au numit Toma Necredinciosul. După înviere, Domnul Iisus Hristos se descoperă la 8 zile și lui Toma și când îl vede Domnul Iisus pe Toma, zice, Toma, vine încoace, adă degetul, pune, pipăie și Toma când îl vede, știți ce spune? Mărturisește, el cu gura lui, dar ce mărturisește? Domnul meu și Dumnezeul meu, asta înseamnă mărturisire cu gura. Asta înseamnă credință, Domnul, că tu, de fapt, că dumneatale, îl ai pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu, ca stăpân, ca Domn și Mântuitor, fie numele Lui lăudat. Nu-i suficient să spui doar cred că există Dumnezeu. Și dragii cred și se înfioară. Dar, dragul meu, un om care îl mărturisește pe Domnul Iisus Hristos ca Domn, îl mărturisește ca Domn personal și atunci poate cita ce se citea în Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, mărit să fie Domnul. De ce? Pentru că Domnul e păstorul meu, e mântuitorul meu, e salvatorul meu, numele Lui să fie binecuvântat. Această mărturie are valabilitate și este o mărturie reală. Ca și a lui Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și astăzi vom avea ocazia să ascultăm încă 3 suflete depunind această mărturie în urma credinței că Domnul este păstorul lor. Fie Domnul binecuvântat! Dragii mei, Filip a predicat, famenul a ascultat și la final s-a trecut la acțiune. Știți de ce? Pentru că acel famen era interesat să înțeleagă Scriptura. Dumneata, ești interesat să înțelegi Scriptura? Te ești interesat să înțelegi Scriptura? Fie ca Duhul lui Dumnezeu să-ți lumineze în continuare mintea. Și să ajungi ca și famenul. Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă crezi din toată inima, Domnul să vă binecuvânteze. A poruncit să-ți dea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. După care famenul pleacă. Dar știți cum pleacă acasă? Numai oricum. Plin de bucurie. Așa citim aici. Spune cuvântul Domnului că el a plecat acasă când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Păi de ce? Cum? Unu, a înțeles Scriptura. A înțeles scopul venirii Domnului Iisus Hristos pe pământ și a revenirii Lui din nou ca să-L ducă și pe El acasă. A înțeles că trebuie împlinită porunca să se boteze numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și un om care împlinește cuvântul Domnului este bucuros că Domnul îi dă bucuria mântuirii, fie ca ea să locuiască în fiecare inimă. Și apoi, o altă bucurie, doar așa scurtă, o recitesc ce spune cuvântul Domnului în Psalmul 32. David spune astfel, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Da? Merg acasă fericit, merg acasă bucuros că Domnul mi-a iertat păcatul, mărit să fie Domnul. Mai departe, ferice de omul căruia nu-i ține seamă Domnul nelegiuirea și Duhul căruia nu este vicrenie. De ce? Că Domnul a iertat nelegiuirea. A intrat în apa botezului și plece acasă un om nou.
Un om în care dorim să locuiască viață încolo, El, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, numele Lui să fie lăudat. Dragii mei, fie ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să înțelegem Scriptura și în urma înțelegerii să intrăm în acțiune, în trăirea ei, fie Domnul binecuvântat. Un gând aș vrea să mai spun, probabil mai mult pentru sora Adelina. Aș vrea să vă spun un lucru și să-ți spun un lucru. M-am uitat aici, a fost atent la ce-ți prezenta fratele Alin și mi-am adus aminte ani în urmă. Eram plecat din țară și la un moment dat slujitorii bisericii de la Verona mă sună și îmi spune: avem și noi o soră care vine din lumea creștină, din cultul ortodox și vrea să se pocăiască. E foarte bine, zice, dar mai avem o problemă. Soțul ei i-a spus ei că dacă ea se pocăiește duminică, e acolo în biserică și cuțitul în buzunar și o moară. Și e frică. Ce să-i mai facă? Ce să-i spune? Am văzut că alături de tine e soțul aici. Noi credem că Dumnezeu va lucra și la inima lui, așa cum va lucra și la inima ta. Și la timpul și ceasul în care va înțelege Scriptura să facă ce faci tu acum. Erau disperați și frații, era disperată și sora. Vroia să ia legământ cu Domnul. Și spuneam atunci: măi, eu sunt departe de voi, dar noi ne rugăm aici, voi rugați-vă acolo. Și așa au făcut frații, săptămâna aceea înaintea botezului, fiecare cum l-a călăuzit Domnul și puterea fizică, au stat înaintea Domnului și duminică dimineața am mers la ei la botez, cum am venit și aici. Și am întrebat pe slujitor: spune, a venit soțul lui sora, da? Uite-l acolo pe bancă. A început să meargă slujba înainte, cântări, poezii, predică, la un moment dat se scoală de pe scaun și bagă mâna în buzunar și se apropie în față. Și când e aproape în față, scoate un aparat de fotografie și începe să-și facă poze la soția lui. De ce? Că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și lucrurile s-au schimbat dintr-o dată, că Dumnezeu este la lucru, binecuvântat să fie Domnul. Au zâmbit și slujitorii de lângă mine, am zâmbit și noi, a zâmbit și ea, la urmă a venit să facă poză alături de ea și toți norii aceia negri au trecut și a rămas în casă pace, slăvit să fie Domnul. Ne dorim ca Dumnezeu să întregească familiile, soră, să le întregească pe calea pocăinței, că atunci când va veni Domnul Iisus Hristos după făgăduința Lui, să ne întâlnim toți împreună și cu cei dragi al noștri care sunt în față, duși, dar să ne întâlnim cu Domnul care ne-a mântuit. Până atunci, fiți sfinți în toată purtarea noastră. Amin.